o creștere sănătoasă prin munca colegilor, prin alegerea unor candidați buni și trendul național al PNL, pentru că pe votul politic, în acest context al USL, o componentă importantă are PNL, aproape de 50% din această componentă este a PNL-ului și automat se reflectă și în votul politic pe de o parte, dar dacă ne referim acum la alegeri, la alegerile de primar, unde mai sunt localitățile mici, acolo unde se alege persoana, contează foarte mult pe cine propui a fi candidat, pentru că altfel poți să ai o surpriză neplăcută. Este și o componentă personală a candidatului. Gheorghe Dragomir a precizat că liberalii vor continua colaborarea la nivelul Uniunii Social-Liberale Constanța în parteneriat egal.